Dat să vorbesc în fața unui public de oameni, majoritatea, că văd că sunt și câțiva tineri, dar majoritatea dintre dumneavoastră sunt oameni ajunși cu anumite situații importante și nu vreau să mai ruc că dau o lecție, nu. Dimpotrivă, am să vorbesc de lucruri foarte generale, adică care s-ar putea povesti oriunde, despre teorii pe care le-am scris eu însumi deja de zeci de ani, începând cu teza mea de doctorat în filozofia istoriei făcută în Franța, de fapt lucrat în Africa, unde mă aflam ca refugiat politic, și care privește, dacă vreți, soarta civilizațiilor și acum soarta civilizației occidentale. Deci am să vă plictisesc la început încercând să vă spun care este teoria pe care am dezvoltat-o. Mai întâi, în ce împrejurări m-am apucat să fac o teză de doctorat la Sorbona. Eu făcusem ca tânăr, știți că toată tinerețea mea am făcut studii în Franța. Asta e cu totul accidental, că, mă rog, în societatea din care sunt ieșit, să cam terminase cu sistemul de a merge să faci studii în străinătate. Adică avusesem deja și de partea mamei și de partea tatălui vreo 3-4 generații înaintea mea care învățaseră în Franța, fiindcă, mă rog, la noi nu erau încă universități, dar când eu am ajuns la vârstă de școală și de universitate, deja la noi nu mai era cazul să pleci în străinătate decât eventual pentru o specializare de doctorat. Da? Întâmplarea face că fratele meu și cu mine eram orfan de război și că mama era cam săracă și că a crezut că se descurcă mai bine punându-ne interne în Franța. Așa că eu sunt plecat din țară în fond de la vârsta de 12 ani. Cu întoarcere în fiecare an, toată vacanța, adică, da, vacanță petrecută mai mult la țară decât la București, când vin de câte ori m-au întrebat jurnaliști că să le vorbesc de viața socială din București, întâlnire de la Corso, unde sunt. Stați-mă, îmi pare rău, dar nu sunt omul care să fi trăit viața intelectuală a Bucureștilor între cele două războaie. Eram elev de liceu sau eram la universitate în Franța, veneam vara și mă duceam la țară. Eu am cunoscut mai bine pe țăranii români decât pe bucureșteni în tinerețea mea. Deci, iată-mă pentru a doua oară, de data asta exilat, după ce fusesem în Suedia, trimis de guvernul Antonescu. Dar trimis la 23 august, la spartul târgului, când s-a hotărât în fine mareșalul că poate ar trebui să reia negocierile cu sovietici. Da. La ultimul moment, adică eu am plecat pe dimineața de 23 august 44 și pe când eram în avion către Berlin, s-a întâmplat lovitura de la palat și deci eu când am sosit a doua zi la Stockholm, necunoscând ce s-a întâmplat la București, misiunea mea era depășită. Misiunea mea era depășită, mareșalul și Mihai Antonescu fuseseră arestați și deci se întâmplase altceva. Dar au avut eleganța cei de la Ministerul de Externe, tocmai cei care mă trimiseseră acolo, care mă aleseseră ca să fiu eu omul care pleacă la 23, m-au numit imediat în post la Stockholm. Și așa am făcut eu o carieră diplomatică de 3-4 ani în Suedia, văzând de departe drama care se petrece în România. Bineînțeles că eram la curent tot timpul cu ce se întâmplă și suferind. Și pe urmă am fost, începând din 47 toamnă, am fost un refugiat politic. Chiar astăzi am expediat o scrisoare unor domni foarte savanți de la Cluj, care m-au pus pe o listă de membru al diasporei românești ca să răspund la niște întrebări. Nici nu m-au întrebat dacă sunt de acord. Eu, din oficiu, eram pus acolo împreună cu o seamă de alți adevărați membri ai diasporei românești ca să răspund la niște întrebări. Le-am răspuns foarte obraznic și foarte supărat. Eu nu fac parte din diaspora română și n-am făcut parte niciodată dintr-o diasporă. Ce înseamnă diasporă?
Ce era diaspora evreiască, de pildă, în vremea de după Iisus Hristos, cum a fost Sfântul Pavel, adică Saul din Tarsus, ce era? Era cineva al cui părinți, bunici, străbunici, fugiseră din Israel și născuseră niște colonii. Asta este diaspora evreiască din antichitate. Și dacă există o diasporă românească acum, sunt cei care sunt plecați cu intenție definitivă. Eu n-am fost la niciun moment, nici în cei 42 de ani de exil, nu am fost într-o diasporă. Am fost un refugiat politic și ne-am răspuns că nici vorbă să răspund la interogatoriul dumneavoastră că nu fac parte din diaspora română. Cum vede diaspora română situația din România? Eu nu o văd din diaspora, eu o văd de la București de 20 de ani. Din păcate. Dar în fine. Și atunci asta ca să vă spun că nu am făcut parte dintr-o diaspora. Am fost un refugiat politic. Și când s-a putut, m-am întors. La început m-am întrebat dacă pot să stau în așa o țară pe care am regăsit-o, atât de schimbată că, da? Bun. Dar asta ca să vă spun în ce condiții am apucat eu cu mare greutate să reiau studii. Eram deja doctor în drept și eram licențiat în istorie, deja din 1937. Aici iarăși fac o mică paranteză ca să vă distrez. Domnul Răzvan Teodorescu într-o zi, întrebat de un ziarist acum vreo 3-4 ani împotriva cărții mele privitoare la Negru Vodă și Tocomerius, m-a calificat, stai cum a spus, nu distinsul, venerabilul amator de istorie. O săgeată vicleană, fiindcă cu asta m-a aruncat în tagma, câtă frunză și câtă iarbă de amator de istorie România, care scriu anapoda în frunte cu un medic tracodac de la New York, care vine în fiecare an și să ne invente niște bani. Și deci eu sunt aruncat în tagma amatorilor de istorie. Și atunci când am să răspund, că fac un răspuns la toți acești critici, am să spun domnului Răzvan Teodorescu că eram licențiat în istorie cu un an înainte de nașterea dumisale. Dar în fine, de la Sorbona. Și deci eu am făcut o licență în istorie, dar cu minte am făcut mai întâi și o licență în drept, că îmi dădeam seama că cu istoria n-am să-mi câștig viața, și pe urmă am făcut chiar doctorat în drept. Și într-adevăr, 50 de ani cât am fost, cum ziceți dumneavoastră, în câmpul muncii, numai cu doctoratul meu în drept am putut să-mi găsesc de lucru, e clar. Dar istoria a rămas totuși pasiunea mea de când eram copil și când am putut să reîncep să fac ceva în istorie, era deja, eram de câțiva ani refugiat la Paris și m-am înscris la o teză de doctorat de stat, ce se numește în Franța, adică de docență, cu o teză de filozofie istoriei. Și am avut norocul că în momentul acela să devină profesor la Sorbona un mare personaj care este Raymond Aron, sociolog și filozof al istoriei, și a binevoit să devină directorul meu de teză, cu toate că nu a fost niciodată de acord cu concluziile mele, că el se ocupă mai mult de ce se numește filozofie critică a istoriei, adică epistemologie. Ce este istoria? Se poate scrie istoria? Păi când eu am făcut o filozofie speculativă a istoriei, adică cum cred eu că a evoluat cei 6.000 de ani de istorie a omenirii. Asta este obiectul tezei mele. În linia, ca să spun așa, unor alți, cum să spun, eseiști de genul ăsta, dintre care cei mai cunoscuți sunt neamțul Ostwald Spengler, cu faimoasa lui carte Destinul, Le Déclin d'Occident, în traducere franceză, Der Untergang des Abendlandes în nemțește, adică declinul Occidentului. Pe urmă, după el a venit britanicul Arnold Toynbee, care a avut un succes de librărie absolut fantastic. Adică, mai întâi, el a fost un scriitor aproape, aproape atât de prolific ca și Iorga al nostru, și cartea lui A Study of History are 10 volume, de cam 1000 de pagini fiecare, sau 700-800 fiecare.
a avut norocul să aibă un discipol care e Somerville, care i-a rezumat într-un singur volum, care, da, păi nu, da, și care acest volum s-a vândut în milioane de exemplare. Arnold Toynbee a fost câțiva ani, s-a zis, el a descoperit cum a evoluat omenirea. După părerea mea, eu când m-am înscris la teza asta de doctorat la Paris, era ca să-l contrazic pe Toynbee. Și așa i-am spus lui Raymond Aron că subiectul meu este o critică a lui Arnold Toynbee. După ce m-a ascultat cu oarecare răbdare, era un tip destul de... nu zâmbeai cu Raymond Aron. După ce m-a ascultat o jumătate de oră, mi-a spus, lasă-l în pace pe Toynbee și dezvoltă ce mi-ai spus dumneata. Și atunci am făcut ceva nou, care nu este nici Spengler, nici Toynbee, dar vă spun cinstit, mai aproape de Spengler decât de Toynbee. Și anume, ideea că civilizația pe care o omenirii, pe care o putem urma în circa 6.000 de ani, că înainte de 6.000 de ani, adică înainte de începutul civilizației egiptene și a civilizației sumeriene, nu știm ce s-a întâmplat. Nu știm. Trebuie să facem arheologie, preistorie, nu este istorie. Istorie începe acum 6.000 de ani. Este foarte scurt față de viața omului, foarte scurt. Dar ăștia 6.000 de ani, după teoriile astea pe care și eu le-am adoptat, liniile cele mai mari, adică progresele cele mai importante, s-au făcut de către niște civilizații, adică de o grupare de popoare care adoptă în general aceeași religie, același fel de a gândi, de multe ori și aceeași limbă, și care e lucru absolut extraordinar, nu trăiesc mai niciodată mai mult de 2000 de ani. Așa e hotărât de la Dumnezeu citire că o grupare din asta care are, cum să spun, o singură unitate, nu trăiește mai mult de vreo 2000 de ani, 2500 maximum. De ce? E organic, e organic. Și acum, ca să ajung la subiectul zilei, ca să zic așa, interesul este, și aici este absolut impresionant, e că cele 12 civilizații pe care le-am putut izola, dintre care una nu o putem studia, este civilizația Indusului, înainte de coborârea indo-europenilor în India. Adică civilizația care a precedat civilizația indiană. Aia a existat. Nu o putem judeca decât după două relicve, ca să zic așa, două cetăți foarte civilizate, cu canalizări, cu încălzire, cu cei care sunt Harappa și Mohenjo-Daro, la câteva sute de kilometri una de alta, de-a lungul Indusului. Deci știm că a existat o civilizație foarte avansată, foarte înaintată, iertați-mi că am oroare de neologism în asta, o civilizație foarte înaintată și deci paralelă ca timp cu civilizația egipteană, cu civilizația sumeriană, a existat și în India. Dar de ea nu știm nimica, este a 12-a. Dar nu o pot compara. Celelalte 11 le putem compara. Și bineînțeles că mai avan, mai bine poți compara vreo 4 dintre ele, care sunt civilizația noastră de acum, civilizația bizantină care precede în răsăritul Europei, civilizația greco-romană din care ne naștem, asta face deja 3, civilizația arabă sau musulmană, ca să spunem mai precis, că nu numai arabi, și persani și alte popoare pot intra în civilizația musulmană. Deci astea 4 le putem studia în amănunt și constatăm cu stupefacție că toate trec prin aceleași faze, absolut toate. Adică se începe într-un fel de haos pe care în general îl numim Ev Mediu, fiindcă nu înseamnă că e neapărat haos și mizerie și sălbăticie, nu, dar nu prea știm ce se întâmplă, e nebulos și vag. Și după vreo câteva sute de ani începe să apară în acel mediu o gândire comună, o religie comună, era poate chiar de la început, artă. De pildă, uitați-vă, între civilizația greco-romană și civilizația occidentală, numai după aproape
500-600 de ani de când s-a prăbușit Imperiul Roman, apare o artă tipică nouă, care este arta romanică și plus arta gotică câteva, foarte curând după arta romanică, deci le trebuie câteva sute de ani până când se înghebe ceva care să fie altceva. Și în domeniul gândirii, și în domeniul filozofiei, și deci, dat fiind că toate astea seamănă la cele câteva civilizații pe care le putem compara, înseamnă că există totuși ceva organic, că toate trebuie să urmeze aceeași filieră. Și atunci unde suntem noi acum, ca să zic așa? Civilizația occidentală, la care România noastră aparține de 200 de ani, în jurul lui 1800 de-abia. Înainte eram bizantini. Era altceva. Fiindcă prăbușirea Imperiului Roman a dat naștere la două civilizații destul de diferite. Cea care a evoluat în răsăritul Europei, mult mai influențată. Să știți că Bizanțul e foarte influențat de Persia. Asta e un lucru care nu se prea spune în cărți. Arta bizantină vine din Iran. Și noi, prin urmare, care eram aici în răsărit și că am fost ortodoxi și legați de Constantinopol, noi am fost legați de o civilizație impregnată mai mult de civilizațiile orientale. Și din punct de vedere a artei și a gândirii și mai departe. Pe când Occidentul a evoluat, mă rog, cu o influență germanică. Un popor cu totul proaspăt, nou, dar care foarte repede s-a arătat creator. Și foarte vânjos, foarte... Și deci această Europa Occidentală, oarecum de sorginte germanică, este civilizația occidentală. Și noi am fost despărțite de această civilizație occidentală prin vitregia istoriei, ca să zic așa. Mai întâi că în momentul când, să știți un lucru, la începuturile principatelor noastre, de pildă Muntenia, Valahia, Țara Românească, vasală Ungariei. Asta nu place românilor, dar este un adevăr istoric. De la început, Țara Românească a fost vasală Ungariei, la început, până când a căzut sub turci. Dar între cele două n-a fost niciodată. Când se spune că la 1330, la bătălia zisă de la Posada, Valahia noastră, adică Țara Românească, a fost independentă. România nu a fost niciodată independentă înainte de 1877. Să vedem lucrurile cum sunt. Nu e nicio rușine. Nu e nicio rușine. Toate țările au fost valahe în Europa medievală, erau vasali unii altora. Regele Angliei era vasalul regelui Franței și era mai tare decât el, dar era vasal. Ungaria era vasală papei și să știți, nu era numai cu vorba. Papa intervenea în politică, îl excomunica pe rege când nu era de acord cu el. Ordinul teutonic, atât de puternic și de temut, a devenit vasalul regelui Poloniei. Deci era o lege generală că Valahia și a fost vasală Ungariei și Moldova vasală Poloniei, e un lucru absolut normal în Europa medievală. Deci nu ne apucăm de independență. N-am fost independenți niciodată înainte de sfârșitul veacului al XIX-lea. Bun, ca să fie clar. Acum, totuși, am putut, din fericire, începând în jurul lui 1800, să ne legăm din nou de Occident. Deci, vrând nevrând, și românul de astăzi nu mai este suficient de conștient că el, adică strămoșii lui de acum, numai 200 de ani, ceea ce înseamnă cât 200 de ani, 6 generații, eram în alte lume. Asta este altfel, o carte pe care am scris-o în Occident și care se numea pe franțuzește Le pays roumain entre Orient et Occident, care a fost tradusă la Humanitas cu termenul între Orient și Occident, eram impresionat de lipsa asta de conștiință a românului, de ce salt extraordinar a făcut el acum 200 de ani, ieșind din civilizația turco-fanariotă în civilizația occidentală. Că nici până astăzi n-a asimilat 100%, asta iarăși altceva, fiindcă lucrurile merg încet. Dar, în orice caz, în momentul ăla s-a făcut ceva extraordinar și n-am făcut-o numai noi, au făcut-o rușii, dar rușii au făcut-o cu cnutul și venit de sus, pe când noi am făcut-o spontan și cu pasiune. De pildă, suntem țara care a adoptat civilizația franceză cu dragoste.
exagerată chiar la un moment dat. Am și scris undeva că România este un caz de colonie franceză fără ca să fi vrut francezii să o facă. Dar e extraordinară, cum i-am adorat, cum a adorat. Cum, să știți un lucru, dacă deschideți Dexul, știți ce e Dexul? Dicționarul explicativ al limbii române. Plin de greșeli, nu zic, nu, dar în fund, asta este Evanghelia tuturor. Eu lucrez cu o tânără foarte deșteaptă, licențiată în diverse limbi, pentru ea ce este Dex. Și îi spun, dragă fetiță, să știi că în Dex sunt niște greșeli. Eu, de pildă, vreau să scriu altfel decât ce e scris în Dex. Da. În Dex, dacă deschideți în oricare pagină, veți vedea că peste jumătate din cuvintele care sunt românești acum, peste jumătate ne vin din franceză. Și de aceea găsesc că este destul de trist că a decăzut așa de mult cunoștința limbii franceze în România de astăzi, fiindcă știind franceză, îți cunoști mai bine limba ta, să știi de unde vine. Și ceea ce este grav, am constatat eu, după o absență de 45 de ani din România, e că dragostea de neologisme s-a agravat în aia 45 de ani. Sau... Da, e probabil instinctiv ca să rezistăm la un risc de slavizare prin ruși. De altfel, eu știu prin fratele meu Saragoc, care a rămas timp de 25 de ani sub ocupație, zice, nu am învățat nimic în rusește. Nu prindea, adică exista un fel de refuz instinctiv, afară de câțiva oameni inteligenți care au spus, dar de ce să nu profit de ocazie ca să învăț o limbă foarte interesantă? Majoritatea celor cărora li s-a impus să învețe rusește nu au putut să învețe rusește, nu intra, nu, era un refuz. Bun. În schimb, vă asigur că în acești 45 de ani, când m-am întors, am găsit că românul de azi folosește și mai mult ca înainte, cu precădere, un cuvânt nou, chiar atunci când există absolut echivalentul în cuvânt vechi românesc. Vă dau vreo două, trei exemple amuzante, ca să spun așa. Când eram copil, mergeam la bunicul meu, care avea o moșie pe Bărăganul Brăilei, cu niște săteni aduși chiar de bunicul meu, cu o generație înainte, erau aduși de la munte în râmnă cu sărat. Deci oameni de munte, adevărați români de aia care știau limbă. Și la un moment dat, el angajează un logofăt care venea de la Brăila, în periferia Brăilei. Ăsta mai era chipeș, era deștept în alta. Și el învățase româna din periferie. Și atunci avea un obicei când zicea că lucrurile merg prost, adică în loc să spună e de rău, el zicea așa, dădea din cap, așa, zice, pericol, domnule. Și mie mi-a rămas chestia, zice, pericol, domnule. Îi vedeam pe sătenii noștri care se uitau, nu cunoșteau cuvântul pericol. El îl cunoștea de la Brăila că erau pus pe pilierii electrici, știi că pericol de moarte. De acolo, așa. Domnule, vă garantez că dacă mă duc astăzi în satul Iezna, din Bărăganul Brăilei, niciun tânăr nu mai știe de primejdie. El nu mai știe decât de pericol. Și aș putea să vă dau sute și chiar mii de exemple unde avem o echivalență absolută. Românul folosește numai pe la nou. Dacă îl chem pe chelner că nu-ți vine biftecul și spui, ce-i, doamne, cu carnea aia pe care am dat? El nu o să-ți spună îndată, vine, imediat. Dar e același lucru și unul e latin și altul nu. Dar imediat e nou și deci îl folosesc pe ăsta. V-aș putea da sute de exemple că, deci, noi, una din schimbările pe care am găsit-o în România este acest apetit de a folosi neologismele, de precădere chiar când există una. Uneori aceste neologisme sunt interesante fiindcă au căpătat o mică nuanță față de vechiul cuvânt român. Deci s-a îmbogățit limba, nu zic nu. Dar mă enervează totuși faptul să văd că sistematic românul de azi folosește neologismul în locul cuvântului neoșel vechi. El nu-l mai știe. A ieșit din vocabularul lui și în curând o să dispară din dicționar. Bănuiesc, mi-e teamă. Să revenim la subiect. V-am zis că
din comparația celor 11 civilizații pe care le-am putut compara și în special a celor 4 a căror, cum să spun, parcurs îl cunoaștem perfect, adică civilizația greco-romană, civilizația bizantină, civilizația occidentală și civilizația musulmană. Astea le știm de la început și până astăzi. Și acolo constatăm încă o dată că să începe cu un ev mediu, pe urmă o perioadă unde apare o artă nouă, o gândire nouă, ceva, hai să spunem că e o epocă de formare, de crea, și în cele din urmă, ca să trecă repede peste faze, ultimele două faze sunt perioada când se bat cei care ar vrea să domine toată civilizația. Și asta e o perioadă care durează în general între 4 și 500 de ani. Și s-a preluat, asta am luat-o de la Toynbee, a preluat o expresie din istoria Chinei, este perioada regatelor combatante. Fiindcă în istoria Chinei, oarecum paralelă cu istoria greco-romană, și foarte impresionant cum la mii de kilometri, fără nicio legătură între ele, au evoluat paralel. Împărăția chineză născând cu vreo 200 de ani înainte de împărăția romană, care împărăție romană încheia civilizația elenică. Romanii fiind cei mai periferici elenizați, ca să zic așa, și care devin împărații civilizației elenice. Același lucru s-a petrecut și în China, după 450-500 de ani de lupte între vreo 6-7 mici regate, cel care era cel mai exterior, cel venit în urmă, ăla câștigă și devine ce se numește China, fiindcă era țin și așa s-a numit. Este ca și când civilizația noastră antică am numit-o romană. Bun, avem eleganța de o numi greco-latină sau chiar elenică. Cum stăm noi, adică civilizația occidentală? Îi las pe bizantin deoparte că ei au fost decapitați de turci înainte ca să se poată adevărat exista o civilizație, să zicem, a lumii ortodoxe, ca să spun așa. Ea a fost decapitată de turci. Și pe urmă, ce a rămas în afară, cum este Rusia, a trecut în 1700, prin voința unui om, a trecut la civilizația occidentală. A fost prima din civilizația bizantină care a trecut către Occident, cel puțin în structurile aparente. Și noi am fost, după ei, împreună cu grecii, mult înaintea sârbilor și a bulgarilor și cred că suntem singurii care am făcut-o pasional. Adică, din cauza limbii de origine romană, probabil, a existat un fel de simpatie. Noi am avut categoric impresia, după 1820-30, că reluând legătura cu Occidentul, reluam legătura cu adevărata noastră familie. Deci am făcut-o cu pasiune. Pe când ăilalții, la sârb, la bulgar, s-a făcut mai cu... și chiar la greci, cu oarecare reticență din cauza unei preoțime mult mai reticente la ideile occidentale. Pe când trebuie să recunoaștem că Biserica Ortodoxă Română a avut și câțiva masoni, chiar de la început, un alta, a fost destul de puțin atunci. Acum a devenit mai a dracului, dar pe vremuri... La începuturile occidentalizării noastre au fost destul de blajină, ca să spun așa, și a permis această occidentalizare destul de repede. Să revenim acum la ansamblul civilizației occidentale. Dacă într-adevăr peste tot se întâmplă ca înainte de unificare, înainte de imperie, de perioadă imperială, avem 4-500 de ani de perioada regatelor combatante, asta o avem și în civilizația occidentală în mod foarte clar. Perioada regatelor combatante începe în Europa prin duelul între Carol V, Habsburgul, care este primul care într-adevăr a avut o idee europeană. El a vrut să unească toată Europa. Avea întâmplător, era și un om extraordinar de inteligent și de binevoitor, acest Carol V. El, întâmplător, prin cei 4 bunici ai lui era Habsburg și deci venea un fel de chemare a fi împăratul Sfântului Imperiu Romano-Germanic prin ereditatea bunicului său patern, prin bunica
era o descendentă din ducii de Burgoine, care Burgundia, care avuseseră și țările joase, adică ce este astăzi Belgia și Olanda, reginele cele mai bogate, cele mai înaintate din Europa din punct de vedere economic și deci vedeți că omul ăsta moștenește o prioritate ca să fie împărat, o regiune care este din centrul Europei, care este Burgundia de astăzi în Franța, Belgia, Olanda, țările cele mai bogate din Europa și acum Spania, din partea maică-sii venea din Spania și Castilia și Aragon. Deci și într-un moment când ăștia de câteva zeci de ani posedau Mexicul și Peru. Și unde veneau în fiecare an corăbii cu aur și argint. Deci era într-o poziție absolut ideală, ca să spun eu, restabilesc imperiul în Europa. Da-și frânge dinții, ca să spun așa, pe țara cea mai bine organizată, cea mai populată din Europa, care era Franța. Și care era între posesiunile lui, adică între Europa Centrală cu Germania și cu țările joase și Spania. La mijloc era Franța. Cea mai populată, cea mai bine organizată din punct de vedere monarhie, deja monarhie autoritară, și în plus de asta hazardul face că cu un personaj fantastic care este Francisc I, François I, care, țineți-vă bine, care este media de înălțime, credeți acum, a românului sau a europeanului? Să știți că ne-am ridicat cu 12 centimetri de 100 de ani. Niciunul din noi nu intră într-o armiră de nevul mediu. Care vă zic că pe vremea lui Francisc I, media bărbaților era cam 1,60 m. Ori el avea 2 metri. El este prototipul care l-a inspirat pe Rabelais ca să facă Gargantua, Pantagruel, așa mai departe. Era un monstru. Înalt de 2 metri, asta o știm precis, fiindcă s-a păstrat armura lui de aur. 2 metri. Deci, Carol Quintu se opintește împotriva lui François I, care mai întâi este învins la Pavia, este prizonier, semnează ceva, dar care nu o ține, fiindcă parlamentul său francez refuză să recunoască ce a semnat el la Madrid, și atunci el face o lovitură monstruoasă pentru epoca aceea, se aliază cu Turcu. Și de unde Carol Quintu credea că l-a prins în clește pe francez, francezul îl prinde în clește cu Turcu. Și deci visul, primul care încearcă să unifice Europa, Carol Quintu, se prăbușește din cauza rivalității franco cu el, francede. Și de atunci începe să mai sărim peste zeci de ani și una alta, începe o altă tentativă de... și fiul său, Filip al II-lea, iarăși s-a încercat ceva, s-a înnecat cu vapoarele lui, cu corăbile lui în invincibile armada în jurul Angliei, una alta. Deci hai să spunem că s-a terminat cu tentativa spaniolă de unificare a Europei. Încep francezii. Sub Richelieu, Mazarin, Ludovic al XIV-lea și de la început, adică de la 1648, când izbutesc francezii, intrând în faimosul război de 30 de ani, izbutesc să impună Germaniei o împărțire în 300 de mici principate, a paralizat Germania timp de 200 de ani, prin pacea de la Westfalia. Deci avem tentativa franceză și să știți un lucru, chiar dacă francezii n-au încercat afară de tentativa lui Napoleon, adică chiar militarește să ocupe toată Europa, dar putem să spunem că a existat în veacul al XVIII-lea o Europa franceză. În sensul că toată intelectualitatea din Europa, de la Lisabona la Sankt Petersburg, vă franțuzește. Toată lumea considera că ei sunt cei mai deștepți, că toată literatura lor este cea mai bună, că cârcămâri. Doar ei am avut o perioadă de Europa franceză pe care noi am adoptat-o cu întârziere, când nu mai era, ca să zic așa. Dar noi, doar să simt la spartul târgului. Dar noi am devenit francofoni și francofili când Franța nu mai era marea putere care fusese în veacul al VIII-lea și până la căderea lui Napoleon.
E foarte impresionant acest lucru. Noi venim totdeauna cu... Te vorbesc că și acum e la fel cu prietenia noastră, cu americanii, venim că... Bun. Da. Și acum revin la situația în care ne aflăm. Deci, după aceste tentative, v-am răspuns prima dată a spaniolilor cu Carol Quintul, pe urma francezilor, de la Ludovic al XIV-lea până la Napoleon, până la căderea Napoleon, avem un moment de răgaz unde se crede că Europa este foarte echilibrată, nu știu, și încep nemții. De la Bismarck și până la căderea lui Hitler, avem o perioadă de aproape 100 de ani de încercare de dominare a Europei de către germani. Este a treia tentativă din acest lung război de 400 sau 500 de ani între cine va fi, cum să spun, cel care creează împărăția Europei. Și în cele din urmă, războiul, de aceea am scris o cărțulie care pare că este un cel fantezistă, războiul de 77 de ani și premizele egemoniei americane. De ce? Fiindcă consider că din 1914 s-a crezut că avem o pace eternă la Versailles, 1918-19-20, nimica. După 20 de ani se reîncepe cu aceiași actori, dar mai inversat, adică Italia care era cu occidentale a trecut cu germanii, românii care au fost în primul război de partea francezilor, acum sunt cu germanii. Mă rog, deci s-au schimbat pionii pe eșichier, dar sunt aceiași actori în al doilea război mondial. Și pe urmă ce se întâmplă? În ceea ce am numit războiul rece, s-au prăbușit toate statele din Europa care au avut pretenția timp de sute de ani, unul după altul, să fie primul. Nu mai există nici Spania, nu mai există nici Franța. Englezii au încercat totdeauna să împiedice pe alții de vine, dar ei n-au avut pretenția să fie era. Da? Ei au fost numai împiedicătorii de a dansa, știți? Da, e foarte interesant. A căzut și Germania și atunci cine a rămas în picioare? După acești 45 de ani, adică în 1945, au rămas în picioare exact ca în toate cazurile celor civilizații pe care le putem compara. Au rămas în picioare cei doi periferici. Statele Unite și Uniunea Sovietică. Adică Statele Unite și Rusia. E foarte impresionant. Cu atât mai impresionant cu cât a existat totuși un geniu care este Alexis de Tocqueville, un tânăr magistrat francez care în 1830, era tânăr de 30 de ani, se schimbase iar guvernul în Franța, adică taicăsu era legitimist, adică împotriva schimbării care avusese loc, că fusese răsturnat Charles X, Carol al X-lea, și a venit lui Filip. Și el se află tânăr magistrat, foarte ne la locul lui, că el aparținea ca familie celor care au fost răsturnați, dar el totuși a prestat jurământ la nouă vreme, dar a fost prost văzut de familia lui. Și atunci și-a găsit un lucru foarte deștept. A zis, plec pentru un an în America ca să studiez acolo, că el era foarte liberal de mentalitate, cu toate că ieșea din marea aristocrație franceză. El și-a zis, sistemele astea monarhice din Europa sunt depășite, pe când în Statele Unite, în această țărișoară, în Statele Unite, se naște ceva nou. Mă duc să văd cum funcționează această democrație americană, ca să vedem dacă putem să ne inspirăm de acolo, ca fără revoluție, că el era îngrozit, că trăise revoluția ca copilă a cea mare din 1789, cu toate urmările ei, trăise războaiele napoleoniene, trăise revoluția din 1830, alta, și să terminăm cu aceste revoluții care răstoarnă totul, dărâmă totul, nu știu, să încercăm o evoluție, hai să încercăm să adoptăm sistemul american. Și deci își inventă o misiune și acceptă cu greutate acceptă ministrul justiției, acceptă să-i dea o misiune să se duce să studieze închisorile din Statele Unite.
Și s-a dus cu un prieten al lui, de Beaumont, deci tot așa, din aceeași categorie ca și el, se duc amândoi ca să studieze închisările din Statele Unite. Îl lasă pe Beaumont să studieze închisările și el se plimbă în toată țara timp de 10 luni de zile. Dar să știți, în toată țara, pe vremea aia, cu toate că pe jos, călare, cu vaporul, cu alta, o adevărată aventură a trăit. A avut momente unde a crezut că moare, că se neacă, că nu știu ce. Dar după cele 10 luni de vagabondaj în America, unde a putut, bineînțeles, ce era pe vremea aceea, încă vii cu o carte de vizită, contele cutare din Franța, te primește președintele Statelor Unite a doua zi dimineața, așa a și fost. Dar el s-a dus să vorbească și cu primarul dintr-o mică comună de undeva, din centrul țării. Deci vine cu o imagine și publică o carte care se numește De la democrație în America. La ultima pagină din primul său volum, acel unde povestește de ce s-a întâmplat în Statele Unite, vine cu o previziune absolut fantastică pentru anul 1830 sau 32-33, când apare cartea. El zice acolo că cele două mari puteri în Europa vor fi peste 100 de ani Rusia, ceea ce era ușor de ghicit, Rusia îl învințese pe Napoleon, era țara cea mai populată din Europa, era la mintea cocoșului, orice ziarist putea să spună că ăștia sunt îi mai puternici în viitorul apropiat. Dar în același timp, în 1830, să ghicești că cele 13 stătulețe din Statele Unite, care aveau 3 milioane și jumătate de locuitori, care nu erau încă bine închegați, nu se știa, va fi federație, va fi confederație, nu știu ce, că asta va fi o putere egală cu Rusia, asta trebuia să ai geniu. Trebuia să ai geniu. Ori este exact ce ni se întâmplă în 1945, la jumătate drum, între începerea războiului în 1914 și prăbușirea Rusiei în 1991. La jumătate drum avem începutul acestui duel între cei doi periferici care au rămas față în față, exact ca peste tot și în China și în India și peste tot unde am putut să fac o comparație. De aceea, când am scris teza mea, cu toate că spusesem de la început că filozoful istoriei ar trebui să aibă cumințenia să pună un diagnostic de în ce fază suntem, dar să nu se hazardeze, să facă și prognoză, să spună, iată ce se va întâmpla. Eu n-am putut să mă țiu de cuvânt, fiindcă, de ce? Să nu uitați un lucru, când am scris eu cartea asta? Am scris-o între 1951 și 1970. Vă rog să vă amintiți că în 1951 era războiul în Coreea, că a fost fusese cu 2-3 ani înainte, fusese blocul sub Berlinului. Noi am trăit, așa care eram refugiați în Occident, am trăit cu groaza că în cele din urmă învinge, domnule, Uniunea Sovietică, dacă vrea să facă un al treilea război mondial, ajunge la Atlantic fără nicio piedică. Nu știam pe unde să fugim. Ziceam că o să plec cu bicicleta până la granița spaniolă. Și aveam încă un pașaport vechi unde aveam o viză spaniolă, ca să spun la granță, nu știți că eu am viză. Asta era mentalitatea noastră. Eram îngroziți. Cine va fi mai tare? Statele Unite sau... Și atunci, în teza mea, am venit cu două argumente. Unul care era folosit de mai toată lumea care discuta de această problemă, o teză economică. Dar să știți un lucru. Inteligența occidentală era așa de otrăvită de ideile așa zise avansate, adică socialo-comuniste, încât un excelent economist pe care îl chema Maurice Allais, profesor de economie la Politehnica din Paris, întâmplător l-am cunoscut printr-un prieten român, Radu Pleșa, care fusese consilier comercial al României în timpul războiului în Franța, m-a prezentat lui Maurice Allais. Maurice Allais scosese o carte de 500 de pagini pe care niciun editor nu a vrut să o ia. Eu am citit-o în manuscris, în care carte dovedea că statisticile sovietice sunt mincinoase. De unde, cu câțiva ani înainte, l-am văzut, îmi pare rău, că, dar aș putea să găsesc în colecția lui Le Monde,
marele ziar Le Monde, foarte stângist așa, în Le Monde, în 1954, n-am să uit niciodată, pe două pagini, o lungă demonstrație economică, savantă, că în 1984, deci peste 30 de ani, Rusia, adică statele astea, Uniunea Sovietică, va depăși Statele Unite, din punct de vedere economic. Și cu asta o trăvea o întreagă, nu numai opinie publică, dar inteligenția din Franța și din alte țări. Uite, domnule, cum acesta care studiază, îmi dovedește că Uniunea Sovietică va deveni mai puternică decât Statele Unite. Maurice Allais, în cartea lui, dovedea în mod foarte inteligent, prin, comparând cu ce poate să exporte Rusia, cu ce face, cu ce drege, cu ce minciuni, din 5 ani în 5 ani, în fiecare gosplan în alta, cum venea cu aceleași lucruri. Dovedea că numai economia americană este deja de 2 ori și jumătate până la 3 ori mai puternică decât economia sovietică. Deci fără să mai pui și Europa Occidentală în caz de conflict, că totuși ar fi contat și economia engleză, franceză, germană și mai departe. Deci asta era un argument deja foarte puternic. Dar eu am mai venit și cu un argument filozofic, din cauza studiilor pe care le făcusem așa. Și a unei anumite descoperiri. Raymond Aron, care vă spun că n-a fost de acord cu concluziile mele, dar asta a zis că este lucrul cel mai interesant din teza mea. Am descoperit un lucru. Adică am descoperit. Am afirmat un lucru. Și anume că în momentul când începe o civilizație să decadă, statul central al acestei civilizații, care era condus până atunci, adică în perioada de creștere, era condusă de o infimă minoritate și socială și geografică, iar când începe să decadă, este condusă de periferici. Cum mi-a venit această idee? Întâmplarea. Întâmplarea mai întâi că un neamț, un istoric german de la mijlocul veacului al XIX-lea, se amuzase să vadă cine a condus Roma în perioada de creștere a Romei. Adică în perioadele de vreo 200 de ani, când încetul cu încetul această cetate de la Roma, care a învins deja pe vecinii ei, Etruria, în alta, dar acum are toată Italia, acum cucerește Spania, pe urmă, cine a condus Roma în acești 200 de ani? Și constată că cine a condus Roma în acești 200 de ani sunt 35 de familii. Toate aristocrația de la Roma, care va să zică în perioada ascensională a Romei, este condusă de o infimă minoritate socială și geografică. Și când începe să decadă, adică după cei 12 cezari, care e foarte interesant, cei 12 cezari sunt toți din familia lui Cezar, dar deja degenerată, în sensul că niciunul din cei 12 nu este fiul lui predecesorul, e adoptat, și dintre cei 12, cei 2 sunt nebuni. Și după ei, iarăși așa, i-am luat pe toți. De unde făcuse socoteala ăla, altul neamț și franțuzul care îmi fusese profesor Carcopinu, care a preluat de la cel german, dar a adoptat-o și el ideea asta, eu am continuat să văd, domnule, dar cine a condus pe urma? Și am constatat că, totuși, cu Imperiul ăsta roman, după cei 12 cezar, totuși mai durează încă 300 și ceva de ani. Și m-am oprit la 395, când se împarte între jumătatea occidentală la Roma și jumătatea orientală de la Constantinopol. M-am oprit la 395. În acești 300 de ani, n-am mai găsit decât 3 italieni, nici măcar de la Roma, 3 italieni, și care stau cu totul câteva luni. Toți sunt periferici. Mai întâi sunt, cum e Traian al nostru, un periferic în sensul cum ar fi, de pildă, un francez născut în Algeria. El era fiul unui roman din Spania. Deci cu 2 generații deja de emigrați în Spania și mama lui este o siriană. Numele de Traian este un nume sirian. Deci el este o corcitură din punct de vedere
cum se spune, naștere și e un roman din periferie. Urmașii lui tot așa sunt din Spania, din Narboneza, din Galia, de nu știu ce, și pe urmă sărim la și mai periferici, de pildă familia Severilor, sunt pur arabi din Libia. Pe urmă, Diocletian și companii sunt din Dardania, sunt din Tracia, e și un dac galien. Imperiul Roman în perioada lui de decădere este condus de periferici. Și acum să mă înțelegeți, nu decade fiindcă e condus de periferici, dimpotrivă, perifericii îl împiedică să moară câtva timp, fiindcă centralii nu mai au nicio vlagă, dovadă că nu mai dau împărați. Foarte interesant, adică ambiția nu mai e decât la periferici. Și atunci, dacă acest lucru m-am gândit, te pomenești că este specific Imperiului Roman. Întâmplarea face să cadă odată pe un articol de ziar în Franța sau de revistă, unde spunea, ce curios, domne, că Republica a treia, adică de la 1875 încoace în Franța, Franța e condusă de meridionali. Mi-am zis, dar ce înseamnă asta? Ia să vedem cine o conducea pe vremea regilor. Niciun meridional, afară de trei cardinali. Deci trebuia să treci prin anticamera bisericii ca să îndrăznești ca meridional să pretinzi a fi în guvernul Franței. Guvernul Franței era făcut de cei de la nord de Loara. Asta nimeni nu știe, adică nu vrea să știe. Franța regală era condusă de o minoritate de la nord de Loara, în general ori din aristocrația de sânge, dar mai puțin, mai mult din aristocrația făcută de rege care se numește nobleța de robă, care erau din marea burghezie, care se îmbogățise în diverse, în comerț, în alta, în magistratură, și pe care regele îl transformă dintr-o zi pe alta în conte, în marchiz, nu știu ce, și care au dat, în fond, personajele, din punct de vedere politic, cele mai interesante din Franța regală. Deci, Franța, până la căderea, până la venirea Republicii, până la Revoluție, este condusă de o mică minoritate și dintr-o dată, când începe prăbușirea, după părerea mea, prăbușirea Franței încetări și prăbușire demografică și ca putere și așa mai departe, este condusă de periferici. Mai întâi de meridional, care dau buzna, oamenii de la Marsilia și așa mai departe, și pe urmă și de ceilalți periferici, pardon, adică de evrei, de protestanții mai cu seamă, protestanții care fusese reținți la o parte, imediat după a treia republică. La un moment dat, la câțiva ani, după 1870, nu mai poți e un guvern Fresine, Monsieur de Fresine, era și meridional și protestant, era dublu periferic, are un guvern de 9 membri, 6 protestanți. Deci nici măcar nu se jena ca să-și aducă șleachta lui în guvern. Deci Franța, din momentul aceea, iarăși am studiat foarte dificil să știi care este genealogia. Mult mai ușor mi-a fost să găsesc genealogia miniștrilor lui Ludovic al XV-lea și al XVI-lea decât genealogia miniștrilor din Republica. În Republica acolo nu se vorbește de strămoșită. Domnul Cutare s-a născut, nu știi de la cine. Mi-a fost mult mai greu să fac și mi-am dat seama că Franța de la 1875 încoace este condusă din ce în ce mai mult de periferici și îmi dați voie să vă spun că ce s-a întâmplat în ultimele alegeri, nu? Că în ultimele alegeri mai întâi candidații Partidului Socialist erau 3 evrei. Fabius, cine mai era? Hollande și, se pare, Lange sau așa. Bă. Pe urmă s-au înțeles ca să pună pe fetița aia care era amanta unuia din cei 3. Și pe urmă învinge jumătate ungur, jumătate evreu. Nu? Bun. Deci Franța de astăzi este condusă 100% de un periferic. Bun, atunci asta este situația Europei noastre și cu noi. Noi, după cum v-am spus, ne-am legat de civilizația occidentală de 200 de ani și dacă n-ar fi venit comunismul, eram pe o pantă urcândă și cei care vin în general târziu sunt foarte ambițioși. Noi, vedeți, de pildă, cum să spun,
gloria pe care a avut-o din punct de vedere politic un Ionel Brătianu, pormă că cazul lui Titulescu, de două ori ales președintele adunării de la Geneva. Noi aveam șanse, dacă nu venea acest, iarăși folosesc o expresie, arrêt de croissance, o stopare a creșterii, care înseamnă comunismul pe care l-am avut 50 de ani, este ca un copil care se îmbolnăvește la vârsta de 13 ani, e bolnav timp de 5 ani și când se trezește din boala aceea la 18 ani, el are 13 ani. Asta e situația României acum. Adică ăștia 50 de ani de comunism pe care a avut ne-a dat îndărăt cu 50 de ani. Adică progresul pe care noi l-am fi putut face din 45 încoace a fost stopat. Nu știu când se va relua cu adevărat această creștere a noastră, fiindcă nu știu dacă am ieșit 100% din mă rog, cei care au făcut parte din comunism. Așa, mă iertat că poate știu. Într-o generație poate copiii și nepoții să fie absolut de altă, de pildă, dintre foștii revoluționari francezi au devenit foarte conservatori la a doua sau a treia generație. Așa e, așa. Așa că nepoții lui Adrian Năstase vor fi poate niște foarte conservatori. Noi nu zic nu, dar asta e viitorul. Pentru moment, noi care am fi putut să jucăm un rol important în Europa, dacă nu am fi avut această oprire de creștere de 50 de ani, nu știu ce vom putea face în Europa de viitor. Deocamdată părerea mea este că America este hegemonică în lume, toată că lumea spune că nu știu ce, că rusul, că nu. Americanii au acum, din punct de vedere militar și strategic, o poziție de 80% în lume. De altfel, vedeți, toate micile războaie sau vreme care nu mișcă nimic până nu intră Statele Unite în conflict. Și nu-l rezolvă, dacă poate să-l rezolve. Când nu-l rezolvă, recunoaște onest că, uite, n-am putut în Indochina, a trebuit să mă retragă, dar s-au retras fiindcă n-a vrut poporul american să continue cu... ei au un avans care, după părerea mea, nu poate fi depășit cel puțin încă 100 de ani acum, indiferent de cine este în fruntea statului american. Asta este situația puterii pe care o au. Deci eu cred că civilizația noastră, care este totală civilizația occidentală, este în faza imperială, că conduc, nu se mai cheamă imperiu, se cheamă hegemonie, dar suntem conduși de americani și când avem un președinte care vede lucrurile clar, zice că face o axă București-Londra, Washington, așa, se întreabă aia de acolo, dar ce ți-a dat voie să spui așa ceva? Dar e clar că opțiunea noastră cu minte este să fim cât mai legați totuși de marea putere a momentului care rămân Statele Unite ale Americii. Dar sunt riscuri serioase ca această hegemonie americană, deci acest ultim, ca să zic așa, ultima fază zisă imperială a civilizației noastre, nu-i dau o lungime de viață cum au fost celelalte, adică cum a fost Imperiul Roman de bine de rău totuși 500 de ani, cum a fost în China 500 de ani, mi-e teamă că nu o să fie decât vreo 100 de ani. De ce vă spun asta? Fiindcă am impresia că Evul Mediu a început deja. Și care sunt simptomele Evului Mediu? În general, artele și gândirea nu se schimbă decât după câteva sute de ani de prăbușirea perioadei imperiale. Ori în Europa și în civilizația occidentală în general, marile schimbări în artă și gândire au avut loc între 1905 și 1913. Chiar înainte de începerea primului război mondial, în 1905, avem în sculptură pe Brâncuș, care rupe cu tradiția sculpturii de 500 de ani. E ca totul altceva. Avem în literatură, pe Kafka și pe alții, care iarăși
cu totul altceva. Avem ăștia nebunii care, cum era evreul român cu Dadau în Elveția și așa mai departe. Avem la noi pe Hurmuz, avem în pictură pe Picasso, care vine cu o artă de sorginte africană. Avem în toate sectoare muzica, complet altceva, o tăietură. Când vin cei trei de la Viena, Schönberg, Webern și Alban Berg, e altă muzică față de muzica de 500 de ani de la Monteverdi și până atunci, unde e, bineînțeles, sunt schimbări, sunt Wagner aduce noutăți, Debussy aduce noutăți, dar ăștia trei de la Viena plus Béla Bartók, ăștia fac o modificare a muzicii complet. Am văzut acum 3-4 zile la televiziune o chestie foarte impresionantă, un film făcut cu viața lui Puccini și care arăta că Puccini, care avea greutate de a isprăvi, era deja un om matur, bolnav și lucra la Turandot, sau nu știu cum se pronunță, Turandot, în acest caz, această operă, Fluviu, care trebuie să se petreacă în China și în alta, nu putea să o isprăvească. Și se duce la un concert, primul concert la Scala din Milano, a unei opere a lui Schönberg. Și s-a întors așa de bulversat, așa de mirat, nu i-a plăcut, dar era prea mare muzician, prea înțelept, ca să-și dă seama că cu aia începe altă muzică în Europa. N-a mai putut isprăvi Turandot, au isprăvit alții. A murit 6 luni mai târziu, fără să mai poată să scrie. Fiindcă și-a dat seama că de atunci începea altă muzică în Europa. Deci, încă o dată, părerea mea este că chiar înainte de primul război mondial se începe o schimbare, care este o schimbare de altă civilizație. Înseamnă că noi am început un evul mediu. Și dramele care sunt în afara lumii, adică de pildă nebunia lumii musulmane din momentul de față, care este un pericol absolut valabil împotriva nu numai a Americii, dar a noastră, a tuturor, nu vedeți că ei ne invadează în Europa, ne invadează fiindcă noi ne mai facem copii. În Europa sunt acum în țările cele mai de vest, adică Franța, Marea Britanie, Germania, sunt milioane de musulmani, plus cei care erau deja în Europa, în Bosnia, în Bulgaria, în Albania și așa mai departe. În curând vor fi, să nu uităm că creștinii noștri, asta este statistic, nu vă spun lucrurile din burta, statistic vorbind, numai între 10, depinde de țări, între 10 și 20% din cei care se pretind creștini mai sunt într-adevăr creștini, adică se ducă la biserică, din când în când, își botează copiii și mai departe. Deci dacă cei 500 de milioane de europeni ziși creștini nu sunt în fond creștini decât maximum 100 de milioane dintre ei, dacă continuă invazia fizică a musulmanilor în Europa, în curând vor fi mai numeroși musulmani în Europa decât creștinii. Eu văd lucrurile foarte prost pentru viitor. Și de aceea mi-e teamă că această dominație a americanilor, care de bine de rău, în momentul dată, ies în jandarmul nostru, dacă ei se prăbușesc din motive interne și din asalt, ca să spun așa, din afară, mici războaie, nu știu ce, în momentul ăla o să stăm prost și în Europa. Îmi pare rău să vă dau dar asta e, dar în orice caz noi românii urmăm soarta civilizației occidentale în general și deci fiți liniștiți, câtă vreme trăiți dumneavoastră, nu se va întâmpla nimica, dar pentru nepoții nepoților sunt probleme. Vă mulțumesc pentru ascultare.
dacă ne uităm pe o hartă, în clipa de față, China ar putea să pară periferic, atât față de americani, cât și față de ruși. Nu vedeți niciun rol pentru ei? Păi, să ne înțelegem, eu vorbesc de periferii și dintr-un ansamblu. Dacă vrei să-mi iei cine sunt în afară civilizației occidentale, aia nu sunt periferici, aia sunt dușmani, aia sunt... Nu, aia sunt... sunt exteriori. Nu? Perifericii sunt periferici din cadrul civilizației noastre occidentale. Ori perifericii din civilizația occidentală au fost... cei doi care s-au bătut ultimii, adică rușii și americane, și acum noi suntem oarecum periferici în Europa, e clar, fiindcă suntem târziu veniți și geografic suntem mai la răsărit, așa că din anumit punct de vedere, eu cred că noi avem șanse de a fi ambițioși și aș dori, cu condiția ca să nu emigreze jumătate din oameni cu cap din România. Că dacă tinerii care au burse se plecă în sănătate și trei sferturi nu se întorc, atunci România a ieșit din circuit. În momentul în care periferici ajung să controleze civilizația, acesta este un semn că acea civilizație este pe măsură să decadă. În afară de acest semnal, se repetă și alte semnale pentru cele 11 civilizații pe care le-ați menționat? Da, bineînțeles, încă o dată, chestia cu periferici este un fel de termometru. Da, e un semnal. E un semnal. Dar sunt, în momentul decăderii, sunt multe alte semnale, de pildă, de multe ori se nasc noi religii, adică începe o îndoială. Eu mă gândesc de pildă la ce s-a întâmplat când a început să nu mai funcționeze bine Imperiul Roman, care totuși a fost o construcție extraordinar de solidă când ne gândim, așa că oamenii ăștia plecați din Italia s-au răspândit pentru epoca aceea pe o suprafață absolut fantastică, de pildă tot în conjurul Mediteranei aparținea Imperiului Roman. Asta este fantastic, așa. Tot în conjurul, este un fel de colac în jurul Mării Mediterana. Cum au izbutit ei, dar în momentul când lucrurile nu mai merg bine, îi vedem cum nu mai au încredere în ei, încep să devină creștini, care vede că nu mai au încredere în ceea ce era o satura, cum să spun, morală a lor, zeii lor, trecutul lor, zeii orașului, Roma și una alta. Faptul că sunt persecutați creștinii la început, trebuie să-l înțelegeți. Cei de la Roma înțelegeți, dar cum, adică cum nu mai este împăratul ăsta, împăratul meu nu mai este divin, zeii care o crotesc că Roma nu mai un singur Dumnezeu care ne vine acolo de la iudei, nu știu ce, nu se poate acum, îi dau la cap. Deci, asta este unul din semnale și mai sunt altele. Lipsa de pildă de încredere în putere, adică un fel de dezertare. În general, când o societate funcționează bine, uitați-vă dar pe și la francezi. Francezii nu s-au revoltat împotriva regalității decât așa, era să zic aproape accidental, din motive financiare în alta, și pormă să răstoarnă căruța, ca să spun așa. Dar timp de sute de ani, ei au fost fideli regelui Franței. Chiar când nu vorbea franțuzește, că eu am făcut socoteala că jumătate din Franța nu vorbea franțuzește în 1789, când izbucnește Revoluția franceză. Jumătate din Franța nu vorbea franțuzește. În sudul Franței se vorbea provansala sau în sud-vest echivalentul provansale, se numește occitane, limbile occitane, care sunt cu totul altă limbă, nu e un dialect al francezei, altă limbă. Mult mai apropiată de catalană decât de franceză. Pormă erau baștii, pormă erau corsicanii, pormă erau bretonii, pormă erau cei care vorbeau limbă germană în Alzacea și în nordul Lorenii, pormă erau flamani. Exact, făcând socoteala, jumătate din Franța de 1700 nu vorbea franțuzește. Asta o spune un britanic, Young, care vizitează un agronom, care vizitează Franța și care îi spune...
eu am citit-o în franțuzește, a partir de Valence, on se fait plus entendre en français. Adică de la Valence, care este la nord de Marsilia, cu vreo 150 de kilometri, deci când intrai în Provența, poporul nu vorbea franțuzește. Când intrai într-o cârciumă, trebuia să vorbești de limba locului sau la nevoie, poate italiană sau ce. Dar toată lumea asta credea în regele Franței și mergea la război fără probleme. Exista, deci, bun, în momentul când se dezagregează, astea sunt simptome. Deci nu numai chestia cu periferici, este un fel de termometru, dar sunt multe alte, aveți dreptate să puneți problema, sunt multe alte simptome că a îmbătrânit acea civilizație și că se dărâmă singura. Această similitudine între evoluția civilizațiilor s-ar putea opri la un moment dat. De exemplu, acum se întâmplă un lucru care n-a mai existat în istoria umanității, și anume tehnologia care schimbă, din punct de vedere social, structura umanității. Internetul, noile tehnologii legate de calculatoare, felul în care viața noastră, încă nu știm cât de mult va fi influențată de ele, sunt niște lucruri care nu au corespondent în istoria de până acum. Pentru că nu pot să cred că tehnologia romană e, să zic, echivalentă sau a avut o influență atât de mare încât ea a presupus și nu structura religioasă, cultura și așa mai departe, lucrurile care veneau de la eleni, până la urmă au construit acel nucleu care le-a permis să devină, să ajungă în faza imperială. Ori de data asta există un ceva care funcționează la nivel global, crește la nivel global, modifică cultura, modifică societatea, o simțim în fiecare moment, și acest lucru cred că s-ar putea să ne dea altă șansă decât cea pe care cu tristețe ne-ați anunțat că vor avea nepoții noștri. Da, răspund, da, mi-am pus această întrebare și de altfel în cărticica mea Războiul de 77 de ani am pus-o la sfârșit, întrebarea aceasta, adică oare suntem în faza unei adevărate civilizații globale sau Statele Unite ale Americii sunt hegemonici numai pe civilizația occidentală? Mi-am pus întrebarea asta. Dacă într-adevăr am fi din cauza tehnologiei care s-a răspândit în lumea întreagă, chinezii, de pildă, în momentul de față, aplică 100% tehnicile occidentale și chiar dușmanii noștri, cei mai gravi, cei mai primejdioși, adică muzulmanii, ei n-o să poată să devină primejdioși și din punct de vedere politic și militar, decât adoptând toată tehnica noastră. Asta este motivul pentru care cred că ei la un moment dat o să se poticnească ei înșiși. Vedeți de altfel ce se întâmplă în regatele saudiene și așa mai departe, unde e clar că majoritatea populației ar vrea să fie religioasă, integral, nu știu ce, dar cei care conduc țara aș doua să mai stai, domnule, dar eu nu pot să aplic Coranul 100%, că în momentul ăla nu mai pot să trimit fetele la școală să învețe și ele învățătura, nu mai pot să fac cu tare și cu tare. Primare, și la dânsii există această îndoială că dacă nu adoptă 100% civilizația occidentală, nu poate să facă progrese economice, știi? Da. Dar deocamdată nu cred că această răspândire a tehnicii să aducă rezultate de așa natură încât tot globul să se unifice, nu cred. Sunt regiuni întregi foarte sălbatice încă în lume. Gândiți-vă la toate insulele alea din Pacific, Borneo și așa mai departe, sunt dacă socotim în număr de miliarde de locuitori, sunt foarte mulți care nu aparțin cu adevărat tehnicii. Așa că nu cred că să fim acum, problema pe care o punem noastră va fi poate pentru civilizația următoare care vine peste 500 de ani. Și în momentul ăla, într-adevăr, o să mergem către statul global.
posibilitatea unui stat global după diverse lupte și așa mai departe. Dar asta de acum, eu nu cred că o să pășească destul de repede ca să devină global. Nu cred. Adică tehnica asta nu cred să fie suficientă ca să creeze o singură lume. Nu cred să poată să creeze o singură. Dar este, asta va fi viitorul. Adică înainte ca să dispară globul terestru, o să existe o civilizație cu adevăr globală. Dar eu nu cred că să fim încă la faza aia. Cred că o să vină peste 500 sau 1000 de ani. Părerea mea. Asta sunt speculații. Bună seara. Într-una din cărțile dumneavoastră ați menționat la un moment dat ca o trăsătură perpetuă a civilizației, a societății noastre. Începând cu romanii când și cu dacii când a creat ceva și dacii au trecut peste Dunăre. Vorbiți nițel mai încet, vă rog, că acum nu vă urmăresc. Ați menționat într-una din cărțile dumneavoastră o trăsătură care s-a repetat societății noastre este faptul că românii sau ce a stat la baza noastră nu își respectau cuvântul sau erau inconsecvenți. Romanii cu dacii când a creat ceva, dacii au trecut peste Dunăre să... și nu și-au încălcat acordul cu Cuza când au venit masonii și l-au agreat pe 7 ani, după 7 ani n-au mai vrut să respecte acordul cu nemții și cu rușii, știți, în cel de-al doilea război mondial, se perpetuează o non-valoare la baza societății noastre care înseamnă ce reiese din exemplele respective. Ce ați putea spune despre niște contraponderi de valori pe care le-ați sesizat? Pentru că noi, Miorița și Doina, nu sunt britanice. Ne place să ne ascundem sub scuze că suntem într-un fel sau în altul. Pe de altă parte, avem nevoie și de niște motive ca să mai credem că vrem să ne creștem copiii pe aici. Și atunci, cred că puteți să extrage niște... sau poate puteți să extrage niște contraponderi de valori la care v-ați gândit, pe care le-ați observat perpetuându-se ca această non-valoare. Asta e una, și a doua foarte scurtă, cu privire la biserică. Eu, din cunoștințele mele, nu văd nicio țară ortodoxă să o ducă bine din civilizația occidentală. Stați, mai spuneți o dată cu biserica, ce spuneți? Eu nu știu o țară ortodoxă care să o ducă bine în civilizația noastră pe aici. Nu cunosc. Biserica, care, cum vedeți, pe termen mediu, așa, nu foarte lung, că n-are, pe termen mediu, impactul. Adică evoluția bisericii noastre... Nu, impactul a ceea ce se întâmplă... Nu, eu nu vorbesc de religie aici, vorbesc doar de biserică. Cum vedeți impactul a ceea ce se întâmplă în biserica ortodoxă în societatea noastră? Împreună cu ce v-am spus înainte, îmi vor da speranță să mai cresc copiii ei sau nu? E unul din elemente, cam asta e. Mulțumesc. Bun, aici să știți că am spus două chestiuni, amândouă foarte, foarte delicate, fiindcă la prima ați vrea ca eu să mă pronunț asupra unei chestiuni, o întrebare pe care o văd de 20 de ani de când sunt în România, acum că se pune mereu întrebarea care este specificul românesc, care sunt valorile noastre naționale și nu se pune deloc de acord de lumea în aceste discuții ca să știe care sunt valorile tipice românești. Și dacă ne întoarcem de pildă la niște teorii, cum a fost a lui Lucian Blaga cu spațiul mioritic, că românul în fond este originar dintr-o regiune de plaie, adică de munte deluros, de munte, nu de la munte de piatră seacă, ci de, și că a cărat cu el, coborând dincolo de Carpați, o mentalitate. Și e foarte frumoasă teoria lui Lucian Blaga, dar după părerea mea este destul de falsă, adică nu e valabilă decât într-o foarte mică măsură, fiindcă ea presupune că toți românii sunt coborâți din munții Transilvaniei, ceea ce nu este adevărat. Și
părerea mea, care e foarte curios, că nu este suficient expusă în cărțile noastre de istorie, continuitatea, când facem disputa noastră cu ungurii, continuitate sau necontinuitate, tot ne gândim la arcul Carpaților și la ce s-a întâmplat în Transilvania. Dar noi nu ne dăm seama că în fond a rămas populații ascunse oarecum în spatele unor imense păduri, dar au rămas și în Muntenia, au rămas probabil și în Moldova. Deci cum vă dovedesc chestiunea asta? Mai întâi după diverse nume. Ce înseamnă codrul Vlăsiei? Codrul Vlăsiei, care era uriaș, mai multe județe de astăzi erau codrul Vlăsiei. Codrul Vlăsiei este nume pe care slavii, când au coborât după 500-600 după Hristos, până când, într-adevăr, să ne amestecăm cu ei, că la început ne-am temut de ei, cu toate că ei nu erau nevălitori barbari de genul hunilor sau chiar al ungurilor sau al tuturor nevălitorilor care au venit. Așa au venit slavii, dar au invadat în fond tot sud-estul european, în mod la origine pașnic. Ce s-a întâmplat cu ei? I-au luat avarii care dominau regiunea Ungariei de astăzi și în urma avarilor, ca un fel de slujitor ai avarilor, s-au înrăit și ei, au devenit niște ostași teribili. Dar vă spun, asta este istoric vorbind, nu sunt glume. Slavii au venit pașnic. Dar au venit pașnic în regiuni unde atât se fereau de nevălitori, încât valahul nostru, iertați-mă, dar valahul nostru se adăpostea în spatele unor enorme păduri. În dumbrave mari, că totuși dovadă e că au păstrat agricultura, că au păstrat boi, cai, deci era tot și agricultura, dar erau dincolo de păduri. Și atunci slavul, știind că valahul este dincolo de pădure asta, i-a spus codru Vlăsiei. Vlăsiei este pluralul lui valah. Deci codru Vlăsiei era codrul românilor. Românii erau dincolo de codru. Teleorman, ce înseamnă? Înseamnă, într-o limbă cumană sau pecenegă, teleorman înseamnă pădure nebună. Dar în pădurea aia nebună erau valahii. Vlașca, ce înseamnă Vlașca? Județul Vlașca. Tot așa. E un județ care era populat de valahi, pe când în altă parte se strecurau. Un lucru pe care mi l-a semnalat un foarte bun romanist, Cicerone Poghir, care a murit anul trecut la Paris, el mi-a semnalat un detaliu la care nu mă gândisem. Dacă luați hidronimele, adică numele de râuri, care sunt foarte multe slave, așa? De pildă în Muntenia, luați de la Ialomița către Răsărit, toate sunt slave, aproape toate, a? Ialomița, Dâmbovița, Prahova, Neajlov, Milcov, toate sunt slave. Dar îmi zice Poghirc, băgați de seamă, că sunt totuși destul de limitate. Și sunt înconjurate toate, sunt înconjurate de râuri mai mari sau de fluvii, care sunt cu nume dinainte de romani, cum e Dunărea, Oltul, Argeșul, Prutul, Siretul, Nistru, Crișu, toate astea sunt antice, care vă să zică numele slave. Slave înseamnă că s-au strecurat în regiuni de unde fugiseră valachii noștri, fugiseră din cauza că se fereau de barbarul care vine călare și îl cotropește. Sau ei s-au refugiat în spatele unor păduri imense, strămoșii noștri, dar erau tot așa de numeroși și aici în Valahia ca și în Transilvania. Deci chestia cu plaiul mioritic este inițial cam poetic așa, dar nu răspunde decât o minoritate din cei care într-adevăr au venit după descălecătoare, ca să zic așa, au mai coborât din Ardeal și mai valabilă pentru Moldova, că Moldova trebuie să fie mult mai goală. Adică cei care vorbesc românește în Moldova sunt coborâți din Transilvania, în mare parte. Acolo au fost și mai bătut de vânturile din Răsărit. Și de altfel, moldoveanul totuși este mai curcit cu slav decât să vedești după tipul fizic. Și după felul cum pronunță, el, de pildă, nu se uită pe geam, îl doare genunchiul,
domnul general, și de aceea ramura familiei mele din Moldova zice Juvara. Dar pe documentele pe care le au când erau boierit pe la 1810-1820 era scris Juvara ca și la mine. Adică nu, cu litera românească care se citește G, care e ca o furca. G. Deci ei sunt Juvara. Bun, ca să vă spun că moldovenii sunt mai altfel decât noi. Deci părerea mea este că strămoșii românilor, valahii, înainte de amestecul nostru cu slavii, care este tardiv. Asta o dovedesc și lingviștii. Noi nu ne-am amestecat cu slavii decât cam pe la 900 după Hristos. Ori ei erau deja de 300 de ani acolo. Dar timp de 300 de ani noi ne-am cam ferit să ne amestecăm cu ei. Și când ne-am amestecat cu slavii, să știți că a fost în dauna din punct de vedere social, ca să zic așa. De ce? Valahul care s-a apropiat și a zis, păi, să mă duc și la ăsta, că în fond nu e rău și el are pământuri mai bune, mă duc să lucrez pământul la el. Ce s-a întâmplat? El a devenit român. V-ați pus întrebarea că ce însemna român? Român însemna țăran fără pământ. Și asta a fost până în veacul al XIX-lea, când dintr-un țăran fără pământ făceai un țăran liber, un cneaza, ziceai că l-ai iertat de Românie. Faptul că ne numim România acum ne face să uităm de chestia asta. România era starea țăranului fără pământ. Dovadă că la început slavul era mai stăpân, el poseda pământ și valahul care venea să lucreze la el era fără pământ, el era român, ălălaltul era cneaz. Asta nu ne place, dar e un adevăr istoric, fraților. Un adevăr istoric. Și faptul că am adoptat numele de România, eu cred că străinii ne-au sugerat. Pe la Na! Dar nu glumesc, de pildă Jean Vaillant sau alți francezi care iubeau țara noastră, erau la noi și care au văzut România. Ei au inventat România și pe nemțește Romanian. România, nu Romanian. Că România unde era pe hărți? Dacă vă uitați pe o hartă medievală, unde e România? E Turcia Europei de astăzi. Adică ce rămânea din Imperiul Bizantin, aia e România pe hărți. Și noi când ne trezim să ne auto-botezăm România în 1859-60, eu merg până la fine cu paradoxul zicând că nu știu dacă am făcut bine, fiindcă Europa întreagă ne-a cunoscut ca valahie timp de 1000 de ani și dintr-o dată să trezesc că este o națiune în Europa care se numesc Rumenian. Vasizdas. Au impresia că suntem un popor născut acum, fiindcă ei ne-au cunoscut de 1000 de ani ca valahi. E foarte curioasă chestia asta. Acum nu este. Asta este de vină școala ardeleană. Noi coborâm de la Roma. Bă, dacă vreți. E foarte important că vorbim latinește. Foarte important. Că asta creează. Deci să știți că și din timpul fizic. Dacă ei, care a fost adevărata dace colonizată, adică în fond Oltenia, o mică bucățică din Muntenia până la Argeș, să spunem, și jumătatea Transilvaniei, asta a fost Dacia Felix, nu România de azi. Și dacă luați regiunile astea și vedeți tipurile fizice, și de altfel s-a făcut o socoteală și din punct de vedere a grupurilor sanguine. În Oltenia ai grupuri sanguine care sunt vecine cu ce se întâmplă în Grecia sau în Italia. Când mai la nord suntem mult mai amestecați, iar în țara secuilor, foarte interesant, este o imensă majoritate de grupul B, care este tipic turanic și din Asia. Ei au sânge grupul B, când majoritate de A sau de AB sau de O, ăștia sunt în general originari din Mediterană. Chiar italien se poate să fie. Tipul fizic, vă asigur că eu cunosc niște tinere oltence, fii de popă și nu știu ce, care seamănă cu niște contese franțuzoaice din sudul Franței, dar surori.
Asta nu-i nu întâmplător, tovarășe. Asta sunt lucruri, sunt adevărate. Să știți că avem un important aport de sânge mediteranean și poate și din sudul Italiei. De altfel și limba e foarte interesantă. Limba română e cea mai apropiată de limba din Pulii, sudul cizmei italiene. Sunt convins că de acolo a venit țăran care pierduse pământul, că pământul se lucra cu slav și unul alta. S-au repezit mai întâi ca să caute aur în Dacia. Nu, am fost colonizați destul de serios. Nu, dar ce vreți să mă întrebați, dar ce rost poate să mai aibă biserica noastră pe viitor? Eu am, de aici este o părere strict personală, că cel mai frumos gest pe care l-ar face Biserica Ortodoxă Română ar fi să fie prima care dă exemplu să se unească cu Roma, ca să se termine cu împărțirea asta a bisericilor, care... fără să schimbăm ritualul, ca să păstrăm aceleași rugăciuni, aceleași lucruri care pe noi ne încântă, care și eu am crescut în sensul ăsta, emoția mea este la când aud slujbele religioase în biserica noastră. Dar rațional sunt de părere că e mai bine să ne unim cu cea mai puternică și mai mare biserică creștină, pentru ca să se termine cu aceste zâzâieli și între creștini. Pentru că măcar nu sunt în stare să se înțeleagă asupra datei Paștilor. Și aici n-au dreptate ortodoxi, știi care e povestea, cu Paștele. Au păstrat o teamă străveche din primii timpi ai religiei creștine, când trebuia să eviți ca Paștele creștin să cadă în aceeași zi cu Paștele evreiesc. Și de aceea, dacă cumva întâmplător cade în aceeași zi, hop, o sărim și este luna următoare sau ceva. Și asta face că la noi să mută data Paștelor. Dacă am uitat de aceste motive străvechi de zâzanie între biserici, am putea barem să ne înțelegem că Paștele are aceeași dată și la ortodox, și la catolici, și la protestanți, și la păgâni. Mulțumesc. Eram să spun că am tras concluzie din ce spuneați mai la începutul expunerii dumneavoastră, că am fi eternii periferici, dar totdeauna cu bastonul de mareșal în raniță. Și eram să reformulez în sensul că suntem veșnicii mărginași, totdeauna cu bastonul, sau nu, cu bățul de cneaz în traistă sau ceva de genul ăsta, să nu folosim neologisme. Întrebarea e scurtă. Credeți că vom ajunge în situația ipotetică în care vom face o alianță plăpândă, fără mari șanse, cu, să zicem, Ungaria, Polonia, Cehia și poate Rusia, împotriva cererilor de la Amsterdam și Paris într-un viitor, ca, de exemplu, toți bărbații să umple cu barbă și toate femeile să se acopere cu văl? Dacă să răspund imediat, eu nu văd deloc o asemenea ipoteză. Românul, mai întâi față de ruși, avem un fel de temere care ne-a intrat în sânge de câteva sute de ani, cu toate că sunt totuși lucruri bune pe care le-am luat de la ei. Și să știți, de pildă, că cântecele frumoase pe care le avem în biserică, acum noi nu le-am avut în Evul Mediu. Cântecele bizantine erau foarte monotone și această muzică frumoasă polifonică pe care o avem ne-au adus-o rușii pe la 1800 încoace. Deci, plus, din punct de vedere politic, știu că asta nu place românilor, dar totuși războaiele pe care rușii le-au dus împotriva turcilor au favorizat ieșirea noastră din... cum să spun, ocupația turcească, nu era o ocupație, dar în ce caz, dependența de otomani. Dar, pe urmă, din păcate, Imperiul Țarist a fost hrăpăreț și dacă Cantemir ar fi izbutit în dorința lui de a face o alianță cu Rusia, după cum a semnat-o, a iscălit-o,
care din care făcea din Moldova un vasal al Rusiei. În fond făcea aceeași greșeală ca ucrainienii, ca georgenii mai târziu. Eram mâncați. Adică soarta Moldovei întregi era soarta Basarabiei. Deci Cantemir a fost un prost calculator politic și din fericire, dintre marii boieri, au fost care au cum se cheamă asta, când strici lucrurile, au sabotat. Bătălia de la Stănile, și mi se pare că Păprut, unde a capitulat țarul împreună cu Cantemir, au capitulat de foame. Fiindcă zahereaua pe care trebuia să o aducă marele boier Lupu Costachi nu a sosit la vreme. Era și greu de adunat, fiindcă fusese secetă una, dar el, dacă ar fi făcut-o, dar el a sabotat-o din adins. E un lucru pe care și Voltaire a știut-o în cartea lui de Carol al XII-lea, informat probabil de ambasada franceză la Constantinopol, prin Fanariot, au știut că fusese sabotare. Faptul că nu a fost hrănită armata lui Petru cel Mare. Petru cel Mare a capitulat de foame. De două zile nu mâncase nimeni în armata lui. El n-a tras un foc de pușcă. Dar era înconjurat de turci și nu avea de mâncare. Și asta din cauza sabotării făcută de marii boieri români, care au fost destul de iscusiți ca să-și dea seama că de acum Rusia devenise mai primejdioasă pentru identitatea noastră națională decât turcul, care era în decadență și care în fond ne lăsa în pace cu religia noastră, cu boierii noștri, cu... Și băgați de seamă, în veacul al XIX-lea, oameni ca Ion Ghica, a fost un pasionat filoturc ca să ne apere de Rusia. Așa că ideea dumneavoastră că noi am putea să ne aliem cu rușii acum, în veacul al XX-lea, vă rog să mă iertați, că asta e absolut o șterg din posibilitate. Cum să spunea, e posibilitate ca se poate și posibilități care nu se poate. Asta nu se poate. Probabil musulmanilor care vor impune asta de la Paris, probabil că vor deveni promotorii musulmanilor cei din Paris și din Amsterdam înaintea noastră și probabil ultimul bastion al civilizației occidentale în Europa, noi, aici, periferici. Am discurs ea dintr-o întâmplare. Noi cu ungurii, noi cu cedii, dacă vom ajunge să ne apărăm de impunerea da, bine, asta e o întrebare foarte justă, dar dacă continuăm să avem o populație care scade vertiginosă, așa cum scade de câțiva ani, și prin emigrare, și prin lipsă de copii, fiindcă știți foarte bine care este situația, dacă nu faci, dacă o pereche care poate avea copii, nu face doi copii și un sfert, statistic vorbind asta, trebuie să ai, dacă ești un menaj care vrea să aibă copii, trebuie să ai doi copii și un sfert. Deci înseamnă că trebuie să iei unii care au trei, alții care au doi, dar în orice caz, în medie, trebuie doi copii și un sfert pentru ca populația să rămână stabilă. Ori o țară ca România, dacă agricultura devine sănătoasă, e o țară care poate să hrănească 40 de milioane de locuitori. Ori noi nu numai atâta, dar din 20 scădem din ce în ce mai mult și atunci ce să mai ne ocupăm de dacă noi scădem ca populație? Să știți un lucru aici, este vasele comunicante. Ceea ce noi pierdem ca români care nu se mai nasc și ca români care fug în străinătate este înlocuită de turci, de chinezi și de tot ce vreți. Populația va rămâne relativ aceeași, dar fără români. După cum se întâmplă în Franța. Francezii sunt singurii care se laudă că este singura țară din Europa care nu scade populația. Dar nu precizează că din cauza tamulilor și arabilor și negrilor din Senegal, de aceea nu scade populația Franței, nu din cauza francezilor. E trist de spus, dar este adevărul european. Mark Percival, KPMG. Voiam să vă întreb dacă priviți și declin cultural ca un simbol al declin general într-o civilizație și dacă priviți alte exemplu în alte civilizații de declin cultural ca o fază într-un declin mai general. Stai. Nu, că n-am sezisat prea bine.
Say it once more in English. Nu, 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 vreau să vorbesc în română. Priviți acum că suntem într-o stare de declin cultural. Da. În civilizație occidentală. Este cumva, priviți că suntem în declin cultural și poate să putem să zicem că declin cultural face parte dintr-un declin mai generalizat al unei civilizație. Da, pe asta a fost ideea mea, și anume că faptul că, din punct de vedere cultural, am schimbat de toate marile domenii ale culturii, filozofie, sculptură, pictură, muzică, din toate domeniile, literatură, am trecut în altceva. Asta nu înseamnă neapărat decadență, dar înseamnă o schimbare atât de mare încât față de... cum să spun, față de valorile care erau considerate înainte, de pildă marea muzică clasică, nu mai trece acum. Dacă vrei să rămâi, dacă ești muzician, să pune muzică modernă. Vă rog să mă iertați, dar eu personal, cu toate eforturile uriașe pe care le fac, nu înțeleg muzica modernă. Vorbesc de muzica clasică. Din potrivă, îmi place foarte mult muzica pop, pardon. Sunt foarte deschis la muzică de gen și muzică de dans și așa mai departe. Îmi place foarte mult. Dar muzica clasică modernă, absolut că nu înțeleg. Culmea e că poate cea care am înțeles-o cel mai bine e Stockhausen. Că acolo sunt niște zgomote, mi închipui că sunt printre stele și că aud ciocnindu-se. Dar alelalte, inclusiv chiar de la Enescu încolo, Bela Bartko, nu-i înțeleg. Așa că cei care iubesc muzica foarte modernă, deci nu vorbesc că este o decadență, este o schimbare, dar o schimbare atât de gravă încât nu mai putem judeca. Eu nu pot să mai judec, dar fiind criteriile pe care le-am cunoscut de când eram copil, de când am auzit pe mama cântând Chopin la pian, așa, ce pot să înțeleg eu din bucățele care le aud acum la pian? Mă întreb dacă nu face... Dați-mi voie să termin cu o anecdotă, dacă e adevărată. Se pare că la prima vizită a celui care va deveni micadoul, cel care a domnit în timpul celor două războaie și care a murit acum vreo 50 de ani, cum îl chema? Hirohito, da. El a venit ca prinț moștenitor, a venit la Paris. Și atunci protocolul a crezut că face bine că l-a dus și la un concert. Dar băgați de seamă, asta am spus-o și eu în cărțile mele de filozofia istoriei, că când treci de la o civilizație la alta, elementul care trece cel mai greu și cel mai târziu este muzica. E foarte curios. Așa că, de pildă, extrem-orientalii, cum erau japonezii sau chinezii, până când se înțeleagă muzica occidentală, a trecut 100-120 de ani. Nu glumesc. Și acum dau niște și compozitori și niște interpreți de mâna întâi. Dar până când se ajungă, până să înțeleagă ei muzica occidentală, și atunci vă spun, se pare că viitorul Hirohito Mikado este dus la un concert. Greșeală de protocol, ca să spun așa, ar fi trebuit să știe că el... Acum țara lui, deci asta era până 1913, înainte de primul război mondial, deci țara lui de 50 de ani se transforma în mod vertiginos, se construiau ca și occidentalii și vapoare și de toate, dar la muzică nu ajunsese încă la faza. Și atunci îl întreabă lumea acum, zice, ce i-a plăcut, unde auzese și Mozart și Beethoven și nu mai știu ce acolo. Și el a zis, ce mi-a plăcut cel mai mult, la început de tot, așa la început, când își acordau viorile.